până o să cunoaștem noile concurente, eu zic să-l cunoaștem pe cel care o să-mi fie coprezentator și o să mă ajute, mai ales la partea cu jocurile în Casa Mireasa, pentru că o să fie și distracție. Sper să vă mai și distrați și nu mai discuții de astea. Așa că haideți să-l primim cu aplauze, doamnelor, că suntem doar noi, dar și băieții de dincolo, pe Dima Trofim. Bine v-am găsit, mă bucur, așa, extraordinar, așa și așa să fie, este un nou salut. Hai să te așezi acolo, te rog. Ce faci, Dima? Sărmâna, bună ziua, bine v-am găsit. El este Dima. Eu sunt Dima și el voi... El este Dima, hai și voi băieți, hai, facem o chestie așa, o să dăm regia un pic peste cap, dar aia e. El este Dima, este colegul meu și salut. O să facă niște jocuri foarte interesante cu voi. Mona, știi cum e momentul ăla în care mergi pe drum și te întreabă lumea și îți spune: băi, te-am văzut la televizor, uite, asta pot spune și eu despre voi, v-am văzut la televizor, vă urmăresc, vă urmărește toată lumea, toată lumea vă iubește și multă lume este impresionată de poveștile voastre. Stai un pic să-i vezi când se mai ciondrește. Am văzut câte ceva, am văzut câte ceva, dar... Dima a fost cam toată săptămâna în regie, așa că știe cam ce vi se întâmplă. Să știți că, bine, acum îmi permis să spun, nu pot să, mă rog, știu regulile, dar vă cunosc pe dumneavoastră foarte bine și vă cunoaște toată lumea. Doamna mea, sunteți superbă. Fii atent, Dima, arată-le cu ce ai venit, că o să devii idolul lor. Arată-le, te rog, doar bine, un pic. Nu săriți, vă rog, peste mine. Știu că poate o să vă supărați. Bineînțeles, atunci când vii în vizită, trebuie să vii, să nu vii, de fapt, cu mâna goală. Cu fete, ce vin? Cu ce? Ai venit cu fetele, nu? Fetele? Da. Știu că le aștept, Ștefan. Da, le țin acasă. Măi, ideea e că am venit cu un telefon. Păi nu asta vezi toți? Am venit cu un telefon. Ideea e că o să vă dau acest telefon, o să vi-l dau, dar nu puteți să-l folosiți. Cu siguranță vă tizuiesc, doar vă tizuiesc acest lucru, că am toată încrederea, acest telefon o să rămână în casă, dar nu o să puteți, din păcate, să-l folosiți. În curând o să vă spun, de fapt, despre ce este vorba. Adică să nu credeți că doar vă uitați la el. Cu siguranță o să vă placă. Adică sunt convins că o să vă placă. Cu siguranță... Premiile sigur o să le placă. Iar premiul, bine, iar o să tizuiesc. Bineînțeles, o să aveți și parte de niște premii de care cu siguranță aveți nevoie. O să vă bucurați și mai ales că suntem și în perioada sărbătorilor. Eu zic că e de bine. Cel puțin vreau așa să intru la voi și să știți că eu, de fapt, o să încerc de fiecare dată să vă aduc bucurie în casă. Nu vin să vă judec sau... Eu cu partea cealaltă mă ocup eu de partea cealaltă. Aici la Simona. Simona o să vă certe, iar eu o să vin cu... Eu vin cu bățul. Cu sfaturi. Nu pot să zic că o să vă mânghii, pentru că sunt și mai bărbați. Aici nu vă mânghii pe nimeni. O să vin mai mult cu sfaturi. Și știi ce gelos sunt? Da. Aseară la videoclipuri să preocupaseră câțiva... Așa pare la TV. Auzi, dar o să le și cânti? Bineînțeles, dar cântăm împreună. Cine mai cântă din casă? Poate Claudia, Claudia, da, cum? Poate de o să camere, cântați un colind, că tot se apropie Crăciunul, orchestră, nu? N-aveți o piesă? Orchestră. Orchestră. Ei, găsim și orchestră dacă... Doamna mea, suntem în carantină, ce orchestră? De-abia intrăm noi testați zilnic. Găsim un instrument sau venim cu niște negative, doamna mea, punem aici. Găsim. Orgă, nu se găsește un acordeon? Cum să nu se găsească? Se găsește, da, acum depinde dacă se poate. Eu acum sunt nou venit în casă, bineînțeles, dacă îngerașii din urechile mele o să-mi da voie, o să vin. Eu răspund nu. Da, exact, nu. Suntem la final de emisiune, fiți atenți. Vă las cu Dima, da? Vă las cu Dima, sunteți pe mâini bune. O să vă distrați, vă rog să vă relaxați, pentru că urmează câteva zile de sărbătoare. Și pentru voi și pentru cei de acasă, dragii mei, sărbători frumoase. Să aveți Crăciun minunat împreună cu cei dragi. Și ne vedem luni. Iar voi rămâneți cu Dima, vă distrați. Vă pup pe toți. Sărbători frumoase. Crăciun fericit.